Dragi colegi cadre didactice, dragi colegi studenți români și de pretutindeni, dragi colegi personal administrativ, m-am gândit mult la ce cuvinte de bun venit să vă adresez la începutul acestui an universitar. Cum aș putea să pun în cuvinte potrivite recunoștința pe care o simt pentru forța voastră de până acum? Cum aș putea să vă mulțumesc pentru entuziasmul de a descoperi resursele pe care le veți folosi în viitor? Ce se poate spune într-un moment ca acesta, în așa fel încât această deschidere de an universitar atipică, fără să fim împreună în aulă, să fie motivantă? În urmă cu o săptămână, am sărbătorit promoția 2020 a universității noastre într-un mod atipic. Nu am avut formatul tradițional de ceremonie de absolvire, dar momentul jurământului lui Hipocrate a fost înălțător și plin de siguranță și speranță. Absolvenții nu au avut alături prieteni și familia în momentul festiv, dar ne-am asigurat că părinții se pot bucura de reușita copiilor lor, vizionând live transmisia întregii ceremonii. Sunt mândru de cei 1700 de absolvenți ai universității. Ieri am încheiat încă un eveniment tradițional al universității, Orientation Days, programul de inducție al studenților din primul an. Și acest eveniment s-a desfășurat atipic. Nu au fost posibile tururile ghidate în universitate și în oraș, ca în anii trecuți. Dar bobocii au putut vizita universitatea virtual prin intermediul unor filme de prezentare ale celor 4 facultăți, făcute special pentru ei. Colegii din ani mai mari i-au întâmpinat cu halate și sfaturi despre studenție. Le urez bobocilor bun venit, suntem aici pentru ei, pentru a-i ajuta și ghida în anii următori. Cele două evenimente recente au arătat că avem capacitatea de a ne organiza în așa fel încât să punem siguranța comunității noastre deasupra dorinței noastre de a fi fizic împreună. Cred că măsurile de izolare ne-au ajutat să apreciem comunitatea în moduri noi. Fiecare își dorește să ne întoarcem la o viață normală, care ne permite să ne salutăm fără teamă și să petrecem mai mult timp împreună. Nu știu cât va mai dura această stare, dar ceea ce știu este că toți vom face ce este necesar pentru ca munca noastră să se desfășoare în condiții de maximă siguranță. Deși COVID-19 continuă să fie o sursă de îngrijorare la nivel național și la nivel mondial, suntem pregătiți să deschidem noul an universitar. Continuăm să fim ghidați de principiile pe care vi le-am împărtășit prin mesajele trimise pe parcursul lunilor trecute. Avem în atenție în permanență sănătatea și siguranța studenților, a profesorilor și a personalului administrativ. La fel ca multe alte aspecte ale vieții noastre în prezent, acest an universitar va fi diferit. Nu va fi momentul de revedere cu care suntem obișnuiți, nu ne vom putea îmbrățișa sau strânge mâna de bun venit. Nu vom putea să ne adunăm în număr mare în toate spațiile noastre preferate, dar am găsit modalitatea de a continua în acest mediu. În calitate de lider al comunității Universității de Medicină și Farmacie din Iași, am făcut și voi face ceea ce trebuie pentru a ajuta la atenuarea răspândirii COVID-19. Această responsabilitate aș vrea să se extindă la noi toți, studenți, profesori și personal administrativ. Trebuie să recunoaștem că lumea s-a schimbat și să ne schimbăm odată cu ea. Vreau să revin aici asupra unei idei. Învățământul universitar medical se diferențiază de alte tipuri de învățământ superior. Una dintre cele mai importante deosebiri ar fi că specificul meseriei noastre nu permite să faci toată educația la distanță. Activitatea de pregătire în domeniul medical
farmaceutic sau în domeniul bioingineriei medicale nu se potrivește cu un învățământ exclusiv online. Pentru că dacă activitatea didactică s-ar desfășura numai prin programe pe calculator, nu-ți mai poți dezvolta simțul clinic, gândirea practică, formularea unui diagnostic, raționamentul pentru a ajunge la un diagnostic, formularea unor principii terapeutice. Lucrurile acestea nu pot fi făcute folosind numai calculatorul. Anul academic 2020-2021 va fi un an diferit și va solicita flexibilitate din partea noastră ca răspuns la situația în continuă schimbare. Pe fundalul pandemiei am adoptat un plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice care să ne ajute să ne menținem în siguranță. Pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV-2, activitățile didactice se vor desfășura în spațiile universității și în cele disponibile în spitalele clinice cu care universitatea are contract de colaborare într-un sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate online cu cele on-site. În acest sens, am adoptat o serie de măsuri generale care să nu afecteze calitatea activității didactice, dar să ofere un grad ridicat de siguranță studenților, cadrelor didactice și pacienților. Vă rog să studiați acest material pe site-ul universității. Dar dacă toată lumea va respecta câteva reguli de bază, care în esență se rezumă la purtarea corectă a măștii de protecție, la păstrarea distanței, la evitarea aglomerărilor, la igiena mâinilor și dezinfectarea obiectelor folosite în comun, atunci riscul infectării este redus la minimum. Protejați-vă pentru a-i proteja pe ceilalți. Începem astăzi un an universitar diferit de oricare altul. Ceea ce facem este important, dar modul în care o facem va conta și mai mult. Vă doresc mult succes!